aștept câteva secunde că nu se aude microfon. Asta este, până vine noul iPhone, trebuie să suferim cu Pro-ul ăsta. Da. Mai multe camere decât aveam acasă, dar m-am noroc că m-am mutat. Da, bine ați venit la Stax TV, un nou... mi se vede degetul în cameră. Da, deci bine ați venit la Stax TV, un nou episod cu Toyota. Mi-am pus asta aici în față, dar nu v-am prezentat încă, dar o să vorbim și despre. Ce o să vedem astăzi este simplu, cum am refăcut ramele parbrizului, am pus folie, am fost în concedii, v-am pus și câteva imagini, pentru că, din păcate, ca să zic așa, nu prea se mai strică. Adică, na, știi? Și durează foarte mult timp până când reușesc să-i fac niște reparații ca să încropez un episod, cum ar veni. Așa că am mai pus niște filme de prin plimbările noastre din Bulgaria, pe niște plaje unde niciun firicel de nisip n-a fost rănit în urma filmărilor. Mă uitam la, nu mai zic unde, unde au bubuit oamenii. În sfârșit, noi suntem în România și e bine așa. Vă urez vizionare plăcută și aștept la sfârșit în comentarii acolo tot hate-ul din lume care poate să vină la mine. Legat de asta, am vrut să vă mai spun ceva, dar am uitat. Cu siguranță mi-aduc aminte la outro. Voi! Eu știu cine l-a lipit, voi l-ați lipit! Ce vopsesc tâlpii? Plafonul, tot, nu e problemă. Și chederul ăsta? Se taie tot. Chederul îl schimbăm, că aveți voi pe stoc. Nu e panică. Se taie tot. Da. Da. Toyota. Life. Să le facem rugina asta de aici. Avem pe stâlpi aici, aici și acolo. Și aici un pic sus. Aici unde am reparat, e ok, încă rezistă. Parbrizul costă 1000 de lei, dacă se sparge aia e. Băieți încearcă să nu spargă, s-a mai ciupit pe aici, să iau bucăți din el. Adică e, încă rezistă, uite-l cum arată, ești nebun, are o viață. Și dacă tot am dat parbrizul jos, a venit vremea să schimb și timoneria ștergătoarelor. Pentru că... fac un pic de joc. E? La 250.000 de kilometri, ci că trebuie schimbat. Deci asta probabil e la a doua schimbare, dar avem pe stoc, nu e problemă. Problema sunt chederile astea de aici. Astea aici. Vine un cheder de aici de jos până în sus și costă doar 2000 de lei noi. 2000 de lei noi. Noi, adică dacă dai de aia vechi nu ți-i primești. Da, să mai dăm bara jos sau 1000 oară. Vorba aia. Ca să dăm aripile, ca să curățăm aici, să schimbăm astea. Vorba aia. N-am făcut decât o dată la parbriz. Doar o dată. Aștept și amortizoarele astea de pe spate, că s-a rupt ăsta de aici. Fiați. S-a rupt. Și am zis, comand și ruburile astea, că și așa erau urâte. Le comand și le schimb. Da, nu. Vin cu tot cu amortizoare. Cât sunt amortizoarele? Cât să fim... mare șmecherie. Cât poate să fie? 100 de euro. Da. Vedem. Vedem ce se întâmplă mai departe. Vorba aia, mă, când ne-am apucat de mașină, a venit și curierul cu televizorul. Ești nebun? Hai, ia un cutter să vedem ce avem aici.
Nu fi trimis Neadan de la Timișoara o plasmă, mă. Ce am aici? 100 de euro, ce am aici? Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? 100 de euro! Am pachetat, mă, omul, să nu cumva să... Să nu se spargă. Să nu se spargă sută. Un cheder. Care arată bine. A fost și lipit tot cu mastică, vorba aia. Sunt doar 20 de milioane astea. Argintiu, tată. Argintiu. Ce? Așa arată. Da, eu am încercat să fac să fie bine, dar nu s-a putut pentru că am cumpărat acești stâlpi de la dezmembrări care sunt în aceeași stare. Aceeași stare. Adică ce rost are să-i mai schimb pe ai mei ca să... Păi i-am păstoc. Dacă vrea cineva, am aici stâlpi de parbriz, curățați, făcuți, aranjați, puși pe mașină și aia e. Îi curăț eu, nu vă panicați. Dar măcar schimb amortizoarele pe spate, adică chiar n-am dat 100 de euro degeaba. Am tratat cu vestitul antirugină, chestia aia, incubator, bla bla bla, în care nu cred. Și acum am tratat cu fuller epoxidic, după care mai dăm niște kit pe unde trebuie, după care intră la voxit. Dacă ține 3 ani e bine. Asta e așa. Asta e Toyota Lumăț, o știți. Da. Mergem mai departe. Am schimbat și chederul ăsta, am găsit, frumos, second hand. E ok, ăsta pe dreapta nu e ok. Ăsta nu e ok, dar atâta s-a putut. Trebuie să schimb timonii aici. Da, mă, iau. Păi ia, bagă tu atunci dacă știi. Hai. Bagă, dar nu băga, dar bagă, dar nu dădea. Știi ce zic? Bagă tu atunci. Ce să fac? Bagă ceară aici. Așa mai făcea. Da, nu asta vreau să spun. Vreau să spun că am schimbat timonieria ștergătoarelor și poziția lor și tot. Și acum șterg corect. După probabil 2 ani de lame de ștergătoare noi, acum șterg și ele pentru prima dată în viața lor corect. Fără zgomote, fără nebunii, fără scârțieli, fără nu știu ce zic. Da, treabă bună. Cât costă? Sau să vă mai spun niște detalii despre timoneria ștergătoarelor de la Land Cruiser 100. Proprietarii lor spun că țin 250.000 de kilometri. Eu având 500.000, sunt la a doua tură. Costă 600 de lei nou. Se vinde second hand cu 300 de lei și unii alții o repară cu 150 de lei, zic ei. În sfârșit.
Și acum am hotărât să merg cu ea în Bulgaria, în concediu. Și am zis, hai, dă-mă să zic, să fac un curat, o ceva, să vin cu ea la garaj. E jeg, jeg, e haos. Haos de praf, de jeg, de dezordine. Și cum veneam eu liniștit la muncă, așa, pe live. Ce am pe aici, doamne, ce-o fi, pune. Ce, bocanci, ce vorbești, am tot ce vrei. Da, și cum veneam eu liniștit la muncă, așa, se plimba băiatul ăsta pe stradă și zic, bă, mai ții minte, mă, că vorbiți noi să punem o folie, o parbriz din aia, protecție, ca să nu mai ardă fața de la cele 750 de grade de pe asfalt. Și am zis, da, da, așa, bă, n-ai timp azi, ba, da, bagă mașina acum. Nici n-am ajuns să-mi beau cafeaua aici, nebun. Da, se curăță pambrizul. Îmi scoate el mie toate alea, că are, na, boală. Asta e, să facem. Mi-a dat stickerle cu Toyota, cu tot jos, nu mai contează. Aia e. Și punem folie pentru că eu v-am spus, când m-am întors de la întâlnirea Land Cruiser 100 și am intrat pe autostrada Pitești-București, că ăla era sensul, și mergeam cu clima pornită, simțeam cum mi-ar de capul, ești nebună, mi-ar de frunte. Și bă, ce-o fi, mă, frate, așa, chiar așa, mașina albă, chiar așa să fie de cald. Și până nu am pornit ventilația, n-am direcționat-o pe parbriz, nu era confortabil în mașină, ești nebună, să merg. Și am zis, haide, mă, să încercăm o folie asta care protejează, să vedem diferența. Nu am ce să vă arăt, pentru că e o folie transparentă, nu se observă, nu se vede, nu se nimic. Dar pot să vă spun experiența cu ea la conducere, ziua, noaptea, vedem. Vă spun cum e. Uite, o tonă de folie. E o tonă de, că 3 tone de mașină, vorba aia, adică un flec. Na. Folie. Avem folie. Așa arată mașina cu folia. Mă bucur că mi-a șters parbrizul, frate, că mă chinuie de foarte mult timp. Mamă, mi-ai cojit. Ce, mă, îți dau 10% penalizare. Uite ce mi-a făcut la stickerul meu din stickerul meu din Norvegia, bă, băiatule. Hai că l-am lipit la loc, ai scăpat. Stickerele alea cu 100, cu Land Cruiser, nu le mai am. În sfârșit, nu mai contează. Cert este că am folie, nu știu să vă spun. Da, închisă. Așteptăm să vedem. Nu e de aia colorată, stamate, cum vrei tu, să se vadă că ai folie. E un pic, cred că cu niște ochelari polarizați, cred că se vede puțin colorată. Dar este... Eu aș vrea să nu se vadă. Și aș vrea să se simtă foarte bine înăuntru. Dar vă spun, mai departe mergem și vă spun care este feeling-ul. Ce ură? Nu asta din dreapta, mă. Nu e ce-a văzut eu, mă, la... Ce oameni sunt, frumos, cu port, cu tot ce vrei. Aici era clubul. Ăsta e Planet, Iachten, nu știu ce. Ăsta e clubul. Da. Bă, porașele, aici am portuleț. Ce galușcă! Sunt aici niște magazine. Mergem la plajă acum, tata, aici în față. De ce la plajă, la nisip? Acum mergem la plajă, la nisip. Restaurante aici câte vrei. Pac, 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 pac. Royal Grill, Royal. Dai seama că nu sunt... Nu am mâncat aici, ți-am zis. Era mega decent, dar acum nu cred că mai e. Acum nu cred că mai e mega decent. Să facem și shopping. Da, da, da. Eu vreau să parchez în față la casino aici, să-mi tragă niște de-astea la o parte. Am venit cu V8. Unde aici e loc? Da, e loc în față la casino, ți-am zis că aici parchez. Da, frumos. Frumos. Puteți să ne plimbăm cu barca asta dacă vreți. Cu bărcuța asta dacă vreți. Puteți să ne plimbăm. Doamne, fac. În spate nu am făcut nimic. Dar urmează. Da, dacă v-a plăcut sau dacă nu v-a plăcut, share, like și subscribe.
Adică clopoțel ca de fiecare dată când Stax postează ceva și poate n-apar eu ca și prezentator, insuportabil, poate apar alții și vreți să-i vedeți. Subscribe ca să ne crească și nouă golaverajul și like pentru că sunt eu superb. Și în ziua asta am împlinit 39 de primăveri. Da, știu, par de 48, dar ați trăit intens nopțile și vinul era tulbure oricum. Da, sper că v-a plăcut. La revedere!